de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, joi 22, o cafea ca să ne treacă greața. În dimineața aceasta au sunat și de oameni la redacție ca să ne spună că orașul este blocat și că nu înțeleg de ce. De ce? Pentru că autoritățile, tontoritățile noastre locale, tontoneii noștri care comunică, au uitat să ne spună să nu circulăm în dimineața aceasta pe centura orașului pentru că sunt lucrări. Lucrări care erau și aseară și niște șanțuri imense rămase acolo pe drum ca să dea toți proștii cu mașinile în ele, că oricum erau nesemnalizate. În definitiv, trebuie să trăiască și serviciurile din ceva cu ajutorul tontoleilor de la primăria Piatra Neamț. Bun, este joi, a apărut Mesagerul de Neamț. Câteva materiale asupra cărora aș vrea să vă atrag atenția. Țărâncuța, dacă n-ați auzit, nu este vorba de melodia celebră Țărâncuță, Țărâncuță, ci de un cartier din Piatra Neamț, un cartier rural de la periferia preocupărilor primăriei. Este incredibil, dacă te duci prin pe acolo, pe strada Florilor sunt buruieni de 2 metri. Dacă urci pe niște scări relativ aproape de sediul poliției, de exemplu, vezi că ești într-un scenariu așa, poți filma cum se chema ăla cu copilul din junglă. Știți? Deci poți să filmezi fără probleme, doar că se mai vede o balustradă de fier și un pic de ciment de la scări. Este, cum spuneam, un cartier de la periferia preocupărilor primăriei. În replică avem și oameni care merită să-i cunoașteți la Piatra Neamț, de exemplu Iulian Părăoanu, care face zboruri cu deltaplanul și construiește singur deltaplanul și e un tip mai mult decât interesant și care merită cunoscut. Și dacă tot suntem pe zona și în perioadă cu COVID și ne apropiem de 3 la mie în Piatra Neamț, dacă nu cumva l-am depășit cu brio, așa, dar nu raportăm, pentru că nu e bine să raportăm chiar la 3. Centrul medical Catimed, moment publicitar, face teste RT-PCR multiplex care diferențiază SARS-CoV-2 de virusurile gripale. Citiți ziarul, că mai sunt și alte materiale. Este joi, doctorul Liviu Harbuz alături de mine în emisiune. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Domnul doctor, astăzi nu vreau să discut politică. Nici eu. Dar vreau să discut despre politicieni. Și eu. Nu vreau să mă axez în primul rând pe ce înseamnă pandemie, pentru că deja... Dar vom discuta despre efecte. Dacă nu mai discutăm noi despre pandemie, o să discute pandemia despre noi. Oricum pandemia discută în despre istorie. Noi. În istorie. În istorie. O să rămânem în istorie. Domnul doctor, eu vă propun o temă. De ce trebuie să am eu, Valentin Bălănescu, și cu cei din această redacție, încredere în statul român? Ce argumente îmi dă statul român să am încredere în el? De ce trebuie să aveți încredere? Pentru că asta este cutuma, este forma de organizare socială. Trăim într-o țară, trăim într-un stat, avem un sistem celebru establishment pe care l-am importat din Statele Unite. Suntem obligați, forțați până la urmă să avem încredere în stat, în sistem, în guvernare, indiferent ce culoare are ea. Pentru că, mai ales acum, în pandemie, trăim niște momente grele care impun reguli stricte, care impun o organizare și o dezvoltare a unui sistem reactiv în sistemul de sănătate, în sistemul de educație. Dar aici vorbim teoretic. Practic, uitați-vă că de luni de zile noi am mai abordat această temă, aceea încredere în sistem,
De luni de zile, din februarie aproape, mereu statul ne dezamăgește. Ne dezamăgește odată prin măsurile incoerente pe care le ia, prin haosul creat în țară, dar cel mai mult ne dezamăgește prin sistemul de comunicare a situației pe care o avem. Toate instituțiile statului au o problemă mare de comunicare. Pentru că vă contrazic. Toate instituțiile statului, de la nivelul de sus până la nivelul de jos, au purtători de cuvânt. Nu chiar toate. Vă spun eu că s-au ajuns să aibă purtători de cuvânt și instituții care nu vorbesc deloc. Dar am să vă spun ceva. Uitați-vă, să o luăm așa, la nivel național, la principalele personaje care au acționat în această perioadă. Uitați-vă, de exemplu, domnul Arafat. Domnul Arafat a apărut, a comunicat, nu știu dacă bine sau rău, părerea mea că mediocru. La un moment dat a devenit victima proprii comunicări, a devenit țintă și a dat seama că el personal se expune în momentul în care mai comunică și probabil că, nu vreau să zic că a refuzat, dar a evitat să mai comunice. Ei, s-au format gap-uri de goluri de comunicare în care oamenii nu au mai fost informați așa cum ar fi trebuit în aceste găuri de comunicare și au făcut loc tot felul de personaje care au făcut o comunicare pe modelul fake news. Aici s-a putut exploata și unii au și făcut-o, au profitat de golurile de comunicare și au intrat cu tot felul de teorii conspiraționiste, cu tot felul de teorii care n-au făcut decât să crească și mai mult haosul în care ne aflam. Bun, acum eu înțeleg această nevoie de a avea încredere în statul român, dar vreau să... Nu în statul român, în orice țară ai nevoie de încredere în sistem. Pentru vă dau un nume. Neîncrederea în sistem, în primul rând, ne afectează pe noi din punct de vedere psihic. Bine, din punct de vedere psihic, acum mi-ați ridicat mingea la fileu. Ieri dimineață era să renunț la a mai face emisiune. Când l-am văzut pe tovarășul Florin Iordache, propus președinte și ales președinte al Consiliului, Consiliul legislativ, care poate bloca de acum legi sau le poate duce oriunde. Cine este acest individ? Este acest individ care acum câțiva ani a scos în stradă, că el a scos, nu ordonanța 13. Da. Acest individ a scos în stradă. Altă întrebare. Modul de comunicare. Altă întrebare. Păi, domnul Liviu Harbos, într-o țară în care ai scos 300.000, 400.000 de oameni la proteste, tu, stat român, nu știu cum, îmi propui să-mi fie tătucul legilor un pitecantrop care și-a făcut din cariera lui, ce final, că nu-i final, că asta e pe viață, nu? O să-l ducă la cimitir. Legislația nu prevede o limită de timp. Ultimul președinte al Consiliului Legislativ era din 1991. Da, mă rog. Adică de 30 de ani. Deci, încredere în statul român. Da. Bun. Vă dau un alt nume. Nu, dar m-ați întrebat cine l-a pus acolo. Domnul Bălănescu, haideți să facem o analiză și să studiem toate fenomenele astea în profunzime. Cine este Iordache? Iordache este un parlamentar ales. Deci este un om care a ajuns în Parlament pe voința poporului. Pe listă prima dată, dar gândiți-vă că a candidat și în perioada când a fost vot individual. Corect. Numai că după ce ai stat pe listă atâția ani, ți-ai format un set de relații, te-a pus partidul să candidezi ca individ într-o zonă în care avea 10.000 de primari care la rândul lor erau puși acolo de partid, da, și făceau treabă de partid. Era candidat inițial pe Olt și a fost reprezentantul județului Olt PSD. Dar omul ambițios, cu multă dorință de a învăța, de se autoinstrui,
A făcut și un doctorat la Bălți, a făcut și o deci facultate la Bălți, de drept la Craiova. Da, acum să n-avem ceva cu Bălți, știți, na, n-am nicio problemă. Și pe mine mă leagă de Bălți. Deci, relații de familie cu exact, Bălțile. Exact, dar poate că totuși în balta asta a juriștilor făcuți la Craiova... Domnul Bălănescu, suntem cu toții vinovați. Nu este vinovat Iordache. Gândiți-vă că Iordache a ajuns președinte al Consiliului. Bun, este nevinovat, asta știu. A ajuns, în sensul ăla de nevinovat. E nevinovat. Nu putem să detaliem. Ba da, eu pot. Asta puteți, eu nu-mi permit. Da. Votat de 180 de parlamentari. Deci nu s-a autopropus și s-a înscăunat în această poziție. El a fost votat. Și din structura votului, înțeleg că a fost votat chiar și de progresiștii zilei de astăzi, care sunt cei de la USR. Eu am înțeles că USR-ul zice că l-a votat PNL-ul, PNL-ul zice că l-a votat USR-ul. Exact, după care USR-ul a aruncat pe PNL, despre PSD nu mai vorbim, pentru că PSD oricum votează și pentru PNL și pentru orice, dar mai ales pentru PSD, ca să-și promoveze oamenii. Deci acolo este umblat până la urmă, pentru că nu puteau fi 180 de parlamentari doar PSD. Bun, am înțeles, poate că a fost o înțelegere politică, a mai fost un candidat pentru o altă instituție. În fine, lucrurile nu sunt foarte clare. Dar acum știți, s-a ajuns a fi contestată numirea sa la Curtea Constituțională. Adică, unde? La Curtea Constituțională. Care Curtea Constituțională este formată din oameni de... propuși de partide, prezidenție și parlament, da? Despre ce vorbim aici? Curtea Constituțională care... Este rezultatul a 30 de ani de politică șchioapă, dusă de oameni care au reușit să supraviețuiască atâția ani în politică, să-și consolideze pozițiile foarte bine. Și dacă sunteți atent, o să vedeți că la toate aceste instituții sau în... pozițiile de conducere a unor agenții naționale, a unor organisme naționale, în ultima perioadă au accesat pe niște sinecuri foarte mulți parlamentari. Au plecat din Parlament pentru a intra pe o poziție cu un mandat de 5 ani, 7 ani sau pe viață, cum e cazul domnului Iordache, pe niște salarii de 10.000 de euro. Deci lucrurile se întâmplă, dar e normal să se întâmple dacă, de exemplu, mergem acum pe stradă sau mergem chiar în instituțiile administrației locale sau în instituțiile statului și întrebăm, vă știți ce se întâmplă, de exemplu, nu știu, în dimineața asta în Statele Unite? Se întâlnesc cei doi candidați. Cei doi candidați, din care unul vorbește despre România, vorbește despre corupție. Afaceri. Dar când vorbește în confruntarea finală? Gândiți-vă cât de important este subiectul România dacă a ajuns subiect în confruntarea finală a coloșilor, a celor doi contracandidați din Statele Unite. Da, dar haideți să ne întoarcem la încredere. Ce vă spune numele de Carașol? Carașol, sper să nu greșesc, este domnul care a lucrat, a fost șef la Transelectrica. Director general. Director general, da. Președintele Consiliului de Administrație al uneia dintre cele mai mari companii din România și nu numai. Da, este un om care, vă gândiți, a negociat cu alte state, cu alte companii. Este un om care a semnat contracte de miliarde. Este un om care, până la urmă, n-a făcut nimic grav și a falsificat CV-ul. Și e un inginer foarte bun, doar că n-a reușit să-și finalizeze studiile la Politehnica din București. Deci, acest băiat... Nu mă întreb câți mai sunt. Acest băiat a semnat contracte, nu de milioane de lei. Nu, de sute de milioane de euro. Da. A negociat în numele statului român, pentru că este o companie de stat, având în spate consilieri, băieți buni, na, ce să zic. Și nimeni n-a văzut că acest băiat și-a falsificat diploma. Ce
părere au acei copii pe care îi trimitem noi la școală să învețe că atunci când vor fi mari și au o diplomă făcută pe bune, vor avea o șansă în statul român? Eu cred că acei copii se gândesc mult mai repede și mult mai aplicat cum să-și falsifice diploma de bacalaureat, nu? Pentru că până să ajungă să-și falsifice diplomele universitare, nu cred că vor mai pierde timp până atunci. Ce să zic? Astea sunt exemplele pe care le dăm în societate. Astea sunt, apropo de încrederea în stat, vorbeați de că trebuie să avem încredere în sistem. Păi sistemul când ne-a spus să stăm cu masca pe figură și să ne dezinfectăm și să nu ne adunăm, să facem petreceri, ce a zis în momentul în care poporul a văzut, ia uite domnule, ăștia își fac nunți, botezuri, toți primarii, toți din... Dansează pe masa de biliard sau de snooker. Așa, actuala primăriță din localitate, da. Parcă despre ea era, da, vorba. Primul ministru face o petrecere frumoasă la el în birou, fără mască și fără a păstra distanța fizică. Da, era totuși distracție de un trabuc. Adică, să fim, trabucul este și o chestie care anihilează sarcovul. Da, era o poveste nouă acum cu Monica Lewinsky, dar n-aș vrea să o reproduc, dacă tot a spus distanță de un trabuc. Ideea este că... Atunci m-ați provocat pe mine și o să spun că acest băieț care își falsifică diplome și după aceea ajung în funcții, relaționează foarte bine cu șefii lor direcți. Relaționează, mă scuzați. Foarte bine cu șefii lor direcți. Mi se pare normal. Este o relație de profesional, o relație de serviciu corespunzătoare. Vreau doar să subliniez puterea exemplului. În politică, puterea exemplului contează cel mai mult. Iar astfel de situații nu fac decât ca încrederea în sistem, în autorități, să scadă foarte mult. Așa s-a compromis și clasa politică, așa s-a compromis și administrația. Avem nevoie de un moment T0. Cred că acel moment T0 va veni în ziua în care clasa politică va avea curajul să reformeze întreg sistemul administrativ. Asta ar însemna mai mulți bani în bugetul României, asta ar însemna o administrație flexibilă și eficientă, asta ar însemna o reorganizare teritorială a României care ar aduce doar avantaje prin prisma finanțării de către Comisia Europeană, a fondurilor europene, deci doar avantaje. Întrebarea este când și cine va avea curajul să rupă pisica în două și să facă această reformă de care România are mare nevoie după aproape din 1964, dacă nu greșesc, când a fost constituită administrația în forma pe care o folosim și astăzi. Deci au trecut aproape 50 de ani în care nimic nu s-a schimbat în sistemul administrativ din România. Mereu îl cârpim atunci când toate condițiile de eligibilitate de la Bruxelles pentru fonduri nu se potrivesc cu ceea ce e în teritoriul al unui, cu ceea ce e în realitate. Noi încercăm doar să cârpim, să facem unele modificări pe aici și pe acolo. Fără o reformă nu se poate face nimic. Mereu vorbim despre reformă, dar mereu intrăm în dinamica asta electorală, mereu avem alegeri, mereu cineva nu are curajul, mereu politicienii sunt timorați atunci când trebuie să ia astfel de decizii. Baranga, Laurențiu, nu. Nu acel pe care, nu acel pe care îl știm noi, da? Laurențiu Baranga. Deci, își dă demisia din funcția de președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pe 8 octombrie 2020, anul Dăncilă, da? El vine de unde? De la Ornis. Cine e acest Ornis? Instituția
care dă, cum se spune, note de bună purtare și dragoste eternă și credință față de statul român, că te verifică no, până e la... E vorba de manipularea secretelor de stat pe anumite paliere. Și manipulare vine de la manipulite, știți, din... Din Italia. Din Italia, da. Deci de asta zic. Și acolo băiatul ăsta a fost și că director adjunct. În 2016 o instanță... Știți că avizul Ornis a devenit la un moment dat un instrument politic. Da. Întrebați-l pe rămâi... Paul Tablan, întrebați-l pe Adrian lui Gheorghe. Eu întrebați. Știu peste 80 de oameni care au suferit exact. Din această cauză. Li se spunea, nu ai Ornisul, nu-ți dăm avizul Ornis, te duci acasă. Deși legislația prevedea cu totul altceva, când am văzut că îi oprește legislația, n-am făcut decât să schimbe legea și să poată folosi această instituție care cu siguranță își regăsește locul în sistemul european, dar, ce să vezi, ea a devenit instrument politic. Până și acest mod de a șantaja a fost deja consacrat, instituționalizat în România. Și acest domn Baranga, deci acest domn Barang ajunge acolo, într-un loc în care îi verifică pe majoritatea. Absolut. Sau pe toți. Bun, și da? Ornisul, vorbiți de spălarea banilor sau de Ornis? Nu, de Ornis. De Ornis. Bun, îl promovăm mai târziu la spălarea banilor. Dacă spălarea banilor aducem acolo, că nu. Deci și băiatul ăsta se duce cu o diplomă de BAC falsificată. Nu mai vorbim de restul diplomelor, că după aia spune băiatul așa, ci că restul diplomelor l-am luat pe munca mea și cunoștințele mele pe care le-am acumulat falsificându-mi diploma. Doar sărind bacul, că sărind restul bacul, da, rest, cinstit, adică da. A avut o scăpare. Dar să știți că am putea face o competiție națională tip Daciada cu probe, săritul bacului, ne-a săritul examenului. Da, da. V-a fost frică de ce? Să nu sărim nimic. De sărit gardul. Da. Bun. Așa. Și... Deci, băiatul ăsta ajunge acolo cu o diplomă falsificată. Presupunem noi că cineva i-a verificat trecutul până la a șasea spiță. Dar era obligatoriu. Și am să vă spun de ce. Eu am fost ultima dată demnitar consilier al primului ministru... Nu. Înainte de a fi parlamentar, am fost consilier al primului ministru Victor Ponta. Și acolo am constatat că pentru a ocupa o funcție, mai ales în executiv, în guvern, se solicita un aviz de la SRI. Din ce am înțeles eu, această persoană, adică domnul Baranga, a primit avizul pozitiv de la SRI și a fost verificat. Eu nu pot să cred, pentru că am un mare respect pentru instituțiile, mai ales pentru serviciile din România, care sunt foarte competente și foarte necesare. Dar cum a putut să le scapă de două ori? Pentru că la Ornis este obligatoriu. Eu cred că nu le-a scăpat. Eu nu cred că le-a scăpat. Eu cred că da și am să vă spun de ce. Pentru că... În astfel de instituții există și funcționari, mai ales în zona resurselor umane. Resursele umane, știți că în ultimii ani s-au transformat într-un fel de sinecură. Acolo, la resurse umane, lucrează mătușa, sora, iubita, amanta, cuiva. Face un curs de două săptămâni și se specializează pe partea de resurse umane, după care ocupă o poziție și are o activitate de care sunt plictisiți inclusiv angajați. Haideți să, haideți să ne și distrăm un pic. Păi să ne distrăm de 30 de ani. Oana Tihenea ne salută și că bună dimineața, vă ascult de pe bicicletă în drum spre serviciu, ca în vremurile bune și vechi. Numai că nu ne ascultă în drum spre serviciu la Piatra Neamț sau un Neamț, că n-ai piste de biciclete, ci în Bruxelles. E foarte bine că cred că doamna sau domnișoara Tihenea, nu știu, cred că e singura persoană de la Bruxelles care ne ascultă astăzi. Da, da, probabil, eu știu. Și ne întreabă un coleg de presă, domnul Robert Iosub, cât la sută din bugetarii nemțeni ar trebui să plece acasă în situația aplicării unui moment T0 la Neamț? Păi, cred că dânsul știe cel mai bine dacă ne-ar putea oferi o informație valoroasă altfel apropo de cei care ar trebui să plece acasă. Cred că e persoana cea mai informată
pentru că de-a lungul anilor a făcut o analiză pertinentă a celor care lucrează în administrație. Da. Acum să continuăm. Deci domnul Baranga, da? Deci domnul Baranga, după ce își dă doctoratul în falsificat bacalaureatul, ajunge la Ornis, verifică toată suflarea românească asta cu, cum a spus, demnitar de stat și este promovat după ce în 2016 o instanță constată că are diploma falsificată, este promovat în anul de grație Dăncilă în funcția de șef la combaterea cu spălării banilor. O instituție foarte importantă, altfel, la fel cu tradiție europeană și o instituție care există în Europa, centralizată chiar la nivel de Comisie Europeană. Pentru că spălarea banilor este o chestie ancestrală și trebuie făcută o instituție ca să combate. Ce mai frumos decât să spălăm bani? Este minunat. Da. Ca să-i poți spăla, trebuie să iai în primul rând și nu e cazul nostru. Așa. Lăsăm pe domn Baranga. Că dacă tot a ajuns și acum... Păi, știți care e problema? Că lăsăm noi nu-i nimic. Că lăsam oricum, dar lasă și alții. Bun, dar stați un pic. Ați urmărit tovarășul Carașol. Nu, a fost condamnat la 2 ani și jumătate cu suspendare. Da. După care a ocupat ultima funcție. Exact. Da. Exact. La fel și domnul Baranga, am înțeles că era condamnat. Guvernul deci era sentință. Cu sentința a fost notificat. Păi n-ați auzit ce a zis primul ministru? E problema lui că ne-a păcălit, nu e problema noastră. Bine, acum eu nu vreau să fiu rău, dar dacă tot vorbim de încredere în statul român și de comunicare, un băiat care e șef de comunicare pe acolo, unul Manciu, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc. E un fel de șef de comunicare, unul Manciu. Domnul Manciu este șeful grupului de comunicare strategică. Comunicare strategică. Strategică. Nu oricum. Și adică acest domn Manciu... Persoana responsabilă de comunicare în pandemie. Care poate este un om extraordinar, așa, are și el o mică hibă. Nu și-a luat licența. Dom'le, poți să fii senzațional. Nu înțeles, numai că nu și-a luat licența, ci că a fost expatriculat din anul 2 de la SNSP. Asta nu știu, dar dacă a fost expatriculat deja, eu îmi scot pălăria, pentru că deja dă dovadă de inițiativă. Bun, expatriculat pentru absențe repetate. Deci dă dovadă de inițiativă, de spirit antreprenorial, adică a plecat de acolo ca să facă comunicare strategică. Ei bine, acest om face comunicare strategică, nu spune clar că nu are studiile terminate, spune că a fost la școală. Și vine domnul premier și ne spune așa. Și spune, domnul Manciu este un om de încredere, este un om senzațional, un om care lucrează dimineața până seara. Mie îmi place expresia, un băiat al nostru. Un băiat al nostru. Și de ce atâta agitație? Băiatul ăsta n-avea obligația legală de a avea diplomă de licență. Adică șeful grupului de comunicare strategică poate fi un om fără diplomă, într-un stat cum cu aspirații euroatlantice, membru al Uniunii Europene. Un exemplu benefic de ce poți să ai în ranița de nestudiat ca să ajungi șef la comunicare strategică. În armată se putea. Napoleon îi făcea pe caporal generali pentru că se băteau pe câmpul de luptă și nu aveau nevoie decât de așa curaj la vremea aceea și o leacă de șmecherie. Acum am rămas numai cu șmecheria. Adică cu școala vieții. Cu școala vieții. Și cum spuneam, e suficient să fii șoferul cuiva la momentul oportun, după aceea să relaționezi sau să felaționezi cum doriți dumneavoastră cu cei cu care iei contact și ajungi pe șmecherie să fii un mare demnitar al statului român fără diplomă. Deci, am încredere, domnul... Da,
Ați adus foarte multe argumente pentru a crește încrederea în sistem și în statul român. Din păcate, mai am foarte multe. Din păcate, lucrurile astea se întâmplă de 30 de ani, pentru că nu e un element specific doar actualei guvernări. Lucrurile astea se întâmplă și dacă tot ne plângem și tot analizăm fără a lua măsuri, nu reușim să facem nimic. Păi, dar eu nu mă plâng. Eu sunt un om care... Pentru că nu ați fost încă victima unor astfel de persoane. Haideți, spuneți-mi așa. Deși să știți că indirect cu toții suntem victimele, da, mai ales victime. Acestui grup nemaipomenit de comunicare, care a comunicat execrabil în perioada pandemiei, în perioada crizei. Îl rog pe domnul care ne-a scris despre spital să-mi dea două amănunte, chiar pe WhatsApp-ul personal, nu e o problemă, ca să pot să deschid subiectul respectiv, că sună bine, apropo de încredere în autorități. Dar până atunci însă vreau să vă mai întreb ceva. Ați văzut ce dovadă mare de încredere am primit ieri? De la cine? De la cel mai înalt nivel al statului român. Deci, de acum câteva... Președinte. Da. Domnul președinte, nu, are... Deci, la unul din cele mai înalte nivele ale statului român. Domnul președinte. Domnul președinte Iohannis ne-a explicat foarte clar, dacă încă n-am înțeles, că pe 6 mergem la vot, indiferent ce se întâmplă. Bun, dar nu de asta. Asta deja e știut. E foarte important. Dar trebuie, deci asta îmi dă încredere în statul român că funcționează. Absolut. Dar eu vă întreb altceva. Asta este prețul pe... Acum câteva zile, la o altă conferință de presă, la același nivel, un reporter a întrebat, domnul președinte, de ce spitalele din România nu raportează sau nu avem nicio infecție nozocomială? Sper să nu greșesc. Da? Nozocomială. Nozocomială. Că știți, poate că există, poate unii au luat în spital niște virusuri și ele trebuiau raportate. Că e zero. Și domnul președinte ieri i-a dat răspunsul. Adică i-a dat niște foi de hârtie reportului respectiv. Și reporterul a publicat. Știți, este senzațional. Ce, statistica cu raportările spitalelor? Da, care nu există. Știți că, în primul rând, n-au raportat decât sub 10%. Așa. Deci, practic, a ieșit din activitate, din obișnuință raportarea pe nosocomiale. În pandemie. În pandemie. În pandemie. Că ele nu mai deci eu am încredere în statul român. Iar foarte multe, așa cum vă spuneam, au raportat zero infecții nosocomiale. Și acum vă citesc o declarație, ca să întăresc încrederea. Domnul care declară este Nelu Tătaru. Am văzut și eu că DSP-ul au raportat zero și n-am înțeles ce au făcut. Domnul Tănelu Tătaru este ministrul Sănătății. Am sunat la INSP, Institutul Național de Sănătate Publică, de Sănătate Publică, și mi-au zis că DSP-ul n-au dat datele, au zis zero. Și le-am zis, și voi vă opriți aici? De ce nu întrebați spitalele? După aceea spune, de aceea am trimis oamenii în spitale. Nu precizează dacă a trimis în spitale în control sau în spitale bolnavi ca să verifice pe pielea lor dacă sunt sau nu sunt infecții nozocomiale. Deci DSP-urile au o procedură specială pentru depistare, raportare, analiză și măsuri privind nozocomialele. Dar acum, știți, eu o să le găsesc scuze și o să le acord circunstanțe atenuante. De ce? Uitați-vă ce se întâmplă în momentul de față cu sistemul medical din România, cu DSP-urile, sunt total depășite. Fizic, dacă ne uităm cum s-au derulat lucrurile, anchetele epidemiologice cu numărul mic de funcționari angajați în DSP-uri, nu se putea face nimic și nu se face nimic, ne amăgim. Aș fi vrut să văd și o restructurare a DSP-urilor. O creștere a numărului de angajați pe atribuții și nu pe sinecuri. Aș fi vrut să văd și eu în spitale același lucru. Vedem în continuare și aș vrea să subliniez. Vă rog, nu pot să mă abțin. După ce îmi subliniați, să subliniez și eu ceva. Nu vreau să spun, sunt total împotriva sistemului prin care manageri de spitale
Și nu mă refer la că n-aș vrea să fie asociat, eu sunt un admirator al domnului doctor Verzea, în sensul în care este un chirurg foarte bun, dar să pui un chirurg care stă în sala de operații, care face gărzi, să aibă grijă de nenorocirea asta care înseamnă gestionarea pandemiei, a unui spital, suport COVID, cred că este foarte mult și cred că nimeni nu reușește să facă acest lucru, să gestioneze, decât în condițiile în care are 24 din 24 alocate doar gestionării acestei pandemii. Da, trebuie să vă citesc un mesaj primit ieri apropo de angajările la DSP. Deci nu pot să nu vă citesc. Bună seara, vă voi relata cât mai pe scurt cum a făcut DSP Neamț angajările anunțate săptămâna trecută, eu fiind unul dintre candidați, cea din turmă. În data de 14.10 am depus dosarul cu actele la instituția solicitate la instituția amintită, doamna care le-a verificat a spus că totul este în regulă și să urmăresc site-ul pentru rezultatele ce vor fi afișate în data de 19.10. Aseară o prietenă cea candidat îmi spune că a fost și proba de interviu s-a susținut duminică și a completat atunci un formular. Imediat după ce am vorbit cu ea, am încercat să intru pe site, dar nu se putea. Astăzi am mers la DSP, mă rog, e data, unde am vorbit cu doamna care se ocupa de aceste angajări. A recunoscut că site-ul nu poate fi accesat, iar detalii, dacă doream, trebuia să merg la DSP să citez la vizier. Deci, femeia locuiește la 30 de km de oraș și ne spune cam așa. S-a făcut concurs, a depus actele, n-a mai fost anunțată, s-a ținut proba cu cine a știut că se ține. Proba ținuse duminică și vă plângeați că nu se facă angajări la DSP. Și uite, eu am încredere în statul român, se fac și duminica. Pe mine mă interesează ca când mă uit la DSP să văd că numărul de angajați acoperă necesitățile și provocările. Și vorbim despre meritocrație, dacă acei oameni sunt profesioniști și, într-adevăr, sunt capabili să acopere toate provocările de zi cu zi. Dar cred că nu e singura instituție care suferă, vorbeam și de spitale, vorbim de învățământ. Aici vorbim despre niște analize care trebuiau făcute în sănătate și în educație, pentru că vorbim din februarie, nu? Din februarie vreau să văd și eu că luăm niște măsuri pentru a ne pregăti pentru valul 2, pentru valul 3, pentru ceea ce se întâmplă. Vorbeam că învățământul va fi de la distanță, că va fi un învățământ online și că vom reveni la asta. Sunt pregătiți cei din educație să ducă până la capăt sistemul de organizare a educației online? Nu. Același lucru se întâmplă și în sănătate, pentru că din februarie, așa cum facem noi în România, tratăm totul ca la pompieri. Stingem incendii, dar nu facem niciun fel de activitate de prevenție. Nu ne gândim cum vom preveni următoarea criză. Și va veni și următoarea, și următoarea, și următoarea și mereu ne va lua pe nepregătite, pentru că nu învățăm nimic din astfel de experiențe. Eu vorbeam despre începerea, măcar să înceapă, formării unei școli pentru viitoarele cadre didactice de care avem atâta nevoie, cadre didactice din noua generație care să facă fața acestor provocări. Da, este adevărat. Numai că am citit un text zilele trecute al domnului fost ministru al învățământului, Funeriu, pe care foarte mulți îl înjură, dar de obicei în România ești înjurat atunci când spui și adevăruri. Care spunea așa, da, domne, nu suntem pregătiți, unii fac, alții nu fac, dar n-ar fi cazul să se uite în curtea proprie și părinții? Este foarte adevărat, dar știți ce facem noi acum? Bineînțeles, pentru un copil, familia e foarte importantă, educația din familie, este foarte importantă și școala. Acum, chestia asta cu părinții în secolul 21 e greu de analizat, nu mai vorbim de secolul 20. În secolul 20, familia, mai ales familia tradițională, avea un rol foarte important. Gândiți-vă acum că în județul Neamț, peste 30% din populație este plecată la muncă în străinătate. Avem o groază de copii de care nu se poate. Este o populație care are încredere în Uniunea Europeană, nu în statul român. Nu, este o populație care n-a avut încotro, dacă mă întrebați. Au trebuit să meargă acolo să muncească. Statul lui România a convenit că vin bani de acolo,
consumul... Fără să facă nimic. Fără să facă nimic, absolut nimic. Ba din potrivă, căutând să taxeze acești bani. Uitați-vă consumul. Eu mă uit în Piatra Neam și sunt șocat când văd atâtea mașini foarte scumpe pe care le conduc niște oameni care nu au în spate un business sau măcar un post sinecurist la stat, cum sunt foarte mulți. Sună foarte frumos, sinecurist. Da, sinecurist pentru că le cuprinde pe amândouă. Da. În condițiile astea, consumul este încurajat, iar banii vin tot de la cei care muncesc afară. Din păcate, mulți dintre ei încep să se întoarcă. Pandemia a dat peste cap acel echilibru care exista al celor plecați din țară și cei care lucrau afară, în Europa sau în alte state. Ideea este următoarea. Ne educăm copiii în măsura în care reușim. Și mă refer aici la părinți, pentru că foarte mulți dintre ei trebuie să muncească să-și întrețină copiii, iar statul trebuie să vină cu soluția alternativă. Nu poate veni direct, ca și în sănătate, cu un sistem privatizat 100%, pentru că nu întreaga populație are acces la costurile unui sistem privat de educație, nu întreaga populație are acces la costurile unui sistem de sănătate privatizat, un sistem privat. Eu sunt pentru sistemul privat. Eu lucrez de 30 de ani în sistem privat și mai ales, desigur, ca medic veterinar, tot într-o structură medicală, în structuri medicale. Dar, repet, nu putem da vina nici doar pe părinți, nici pe cadre didactice. Exact cum în spitale, până acum, doctorii erau eroii noștri, iar acum, când unora nu le mai convine, încep să înjure, încep să-i amenințe și așa, uitați-vă. Și aruncă în ei cu plicuri, aruncă în ei cu plicuri și cu, mai nou, cu țigări. Știți? Nu cred că în pandemie mai aruncă cineva în ei cu plicuri și cu țigări. Nu, aruncă în ei cu vorbe urâte și cred că sistemul medical ar trebui protejat, pentru că știți când o să apreciem sistemul medical? În două noiembrie. Noiembrie. Dacă lucrurile merg așa, de alegere așa, ne vom da seama că fără ei și acum mor pe capete oameni. Gândiți-vă că s-a ajuns la celebra cifră de 750 de paturi de terapie intensivă. Gândiți-vă că medicii sunt puși în situația să opteze pe cine intubează, pe cine de intubează. Deci ei decid cine trăiește și cine moare. Credeți că pentru ei e simplu? Ei din februarie stau pe baricade. Ei din februarie nu au avut mulți dintre ei concedii. Gândiți-vă că umblă ca niște pinguini îmbrăcați în toate echipamentele astea de protecție 8 ore pe zi. Cred că aici, repet, oamenii ar trebui informați și ar trebui să se comunice mai mult despre eforturile pe care le fac medicii în spital. Iar acolo unde nu fac eforturi și unde profită de această stare, cred că lucrurile fiind transparente s-ar rezolva mai ușor. Apropo de ce spuneam, există un site serios la nivel mondial care face, deci oferă date, dar face și prognoze. Pentru România ne spune așa că la data scrierii articolului 19-a, numărul de decese la 100.000 de locuitori era de 29, deci o estimare, deci o dată fixă. Dar că vârful va fi atins undeva în jur de 28 noiembrie, unde la indicativul decese zilnice avem o cifră de 193 de decese pe zi. Aproape 200 de decese pe zi. Da, este exact ce vă spuneam mai devreme. Da, asta e, și eu vă spun, fără să fi citit acel site, puteți citi mesagerul. Cer scuze, și fără să fi citit mesagerul, da. A fost prea dimineață pentru mine să citesc și mesagerul. Aceste lucruri sunt rezultatul, exact ce spuneați, a unor analize. Și statistica nu greșește. O astfel de prognoză se face atunci când ai date. Asta ar trebui să facă acel grup nemaipomenit care gestionează criza. Avem nevoie de prognoze. Prognoze în toate domeniile. Avem nevoie de date ca să putem face o prognoză. Dar avem nevoie de date reale. Pentru că dacă mereu inventăm date,
ele băgate într-o formulă nu ne vor da niciodată rezultatul de care avem atâta nevoie în ceea ce înseamnă prevenție. Păi dacă tot e vorba de, de prognoză, vreau să vă aduc aminte, apropo de încrederea în statul român. Știți că statul român acum are măști produse în România? Da. Avem măști produse în România, s-a luat un utilaj din China care exportă, cu un milion, care exportă peste tot. Cu un milion de euro. A fost dus undeva la Romarm. Romarm. Tot da. La Romarm. Așa. Acolo s-au importat și măștile. Și nu, dar ei produc, mă, eu vorbesc de alea produse în România. Nu, dar aduceți-vă aminte povestea știu, cu Romarm. Știu, mi-aduc aminte. Și au produs. Au livrat 60.000 de măști. Știți ce înseamnă 60.000 de măști? Nimic, ca toată. În schimb, au pe stoc vreo 3.700.000 de măști. Pentru că s-a făcut o prognoză și a zis, bă, noi facem așa, ducem utilajul ăla, facem măști cu materiale autohtone, dacă se poate. Prognozăm acum că le vom face mai scumpă ca alea din China, o să importăm și din China și a noastră le ținem pe stoc. De ce? Le ținem pe stoc acolo ca să fie, că noi prognozăm. Banii de unde s-au luat? Spune direct de la Romarm, prin credit bancar. Normal, Romarm este o instituție subordonată guvernului, dacă care oferă încredere. Ministerului Sănătății, da. Da. Deci, nu, am prognozat. Romarm este Ministerul Apărării. Ministerul Apărării, mă scuzați. Deci, Ministerul Apărării, care anul ăsta, anul trecut, noi am bătut recordul în NATO, am făcut cheltuieli de 2,37%. Am depășit planul pe care ni l-am asumat, știți? Asta ca să oferim încredere aliaților. Da. Noi suntem un stat care oferă încredere tuturor. Nu doar de încredere, aduceți-vă aminte că Trump a avut acea reacție foarte dură, care a spus că dacă nu vor contribui cu 2%. Și ceilalți s-au înspăimântat toți. Toți s-au înspăimântat. Ați văzut că i-au cam fost marginalizați unii. Ați văzut și mișcările de trupe, cum s-a orientat, cum se întărește flancul estic. Am văzut. Și se pare că România nu că ar fi făcut mare lucru, dar are norocul ca lucrurile să se întâmple și prin România. Adică situația geostrategică, așezarea geografică mai degrabă ne ajută foarte mult. Ia că ne-a pus Dumnezeu în traistă și aici. Da, ne ajută foarte mult. Citeam cu mare bucurie pe un site, nu mai știu unde, militar ceva, că tocmai se face un exercițiu undeva în zona Focșanilor. Cât de repede poate să aducă NATO forțe acolo în cazul unui atac ca al... Ca să-l oprească pe Oprișan să nu, mai candideze. Nu, nu, asta a oprit. Deci... Prima cu forțele NATO. Bun, atunci poate mai fi și prin alte județe. Adică, ce mai... De, cât de repede poate să aducă forțe NATO din alte state ca să oprească înaintarea Rusiei? Pentru că ajung foarte repede la Focșani, la porțile Focșani. Și stăteam și mă gândeam că e bine că suntem protejați pentru că nu se întâmplă altceva decât s-a întâmplat în timpul celebrelor războaie otomano, ruso-turce, care se luptau două imperii, s-au luptat vreo aproape 100 de ani și și-au dus luptele pe teritoriul României, teritoriul României în zona Focșanilor. Deci, bine, că mai devastau, că mai dădeau foc, că mai mureau oameni. În orice război deci, există și pagube colaterale. Da, dar nu existau la Istanbul și la Moscova, existau la noi. La noi, absolut. Deci ceea ce înseamnă că noi oferim încredere pentru purtarea unui război pe teritoriul nostru fără niciun fel de probleme din cele mai vechi timpuri până astăzi. Asta ne-a mai lipsit și un război. Așa. Bun, mergem mai departe. Mai putem vorbi? Noi avem, eu pot, nu știu, asta cum stați cu timpul. Vorbim, din păcate, din ce în ce mai des în ultima perioadă de un război al românilor împotriva românilor. Aici este problema cea mai mare și un război care acum în pandemie s-a accentuat. Avem, vedeți, războiul ăsta între generații, între diverse segmente sociale. Avem chiar niște abordări cumplite. Lasă-i dracu de boșorări să moară. Corect. E o boală care ne reduce cheltuielile când vorbim de pensii. E o boală care, uite, mai moare ăla, mai moștenește tânărul un apartament. Mai mor adică... mulți, nu avem probleme cu sistemul de pensii. Exact. Pensiile, în primul rând, facem reducere la pensii. Sistemul de sănătate nu mai este încărcat. Deci e cumplit. La ce s-a ajuns? Iar... acest tip de comunicare execrabilă și de manipulare
la un moment dat poate provoca o reacție foarte puternică din partea societății. Pentru că vă aduceți aminte, vorbeam tot aici la dumneavoastră despre anarhie, vorbeam tot aici la dumneavoastră despre ce scenarii... Partide anarhiste? Absolut, de partide extremiste, anarhiste. Ce scenarii groaznice pot apărea tocmai pentru că nu se face nimic în a preveni în sistemul de prevenție, inclusiv cel politic. Bun. Vă mai dau niște exemple. Eu v-am spus că am foarte mare încredere. De acum, instituțiile de stat nu vor mai avea nicio problemă. Așa, în plină pandemie, în timp ce se vota, era votat domnul Iordache de la Caracal, a mai fost adoptată în Senat, așa, fără mare agitație, o propunere legislativă. Instituțiile publice vor avea posibilitatea să achiziționeze fără nicio restricție, servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică. Până acum nu puteai, dacă aveai tu... Era propriu aparat. Bun. Acum putem să angajăm amanta, nevasta, amantul, ce ori mai fi, să-i punem la serviciu juridic într-o instituție și angajăm o casă de avocatură ca să ne reprezinte în instanță. Dar știți că aceste lucruri au existat. Eu mi-aduc aminte, în guvernarea Năstase a fost eliminat sistemul. Dar de ce trebuie să le legiferăm? Pentru că probabil casele de sistemul și casele de avocatură nu mai stau foarte bine cu partea de clientelă. Deci da, e posibil. Aici vorbim de o braslă. Deci eu vă spun încă o dată, deci după cum vedeți, statul are grijă să transmită un sentiment de siguranță că va fi bine reprezentat și va cheltui banii cu folos. Cu mare folos. Ar fi ideal să desfințeze serviciile proprii, direcțiile juridice, serviciile juridice și să angajeze, bineînțeles, pe propria răspundere, case de avocatură, pentru că avem nevoie de specialiști, avem nevoie de avocați pe comercial care chiar să performeze, pentru că când văd avocați care se ocupă de divorțuri și ei încheie contracte cu diverse primării pe asistență juridică pe drept comercial, asta mă cam sperie. De ce? Înseamnă că divorțurile vor fi foarte atent asistate. Eu nu înțeleg de ce aveți... Eu am încredere și în sistemul ăsta. Deci sunt plin de încredere în dimineața asta. Uite, mi-aduc aminte acum încă ceva care... Mă sună ieri un domn cu mare putere relațională și financiară și spune cam așa. Domne, zice, m-am trezit cu o, nu fractură, ci o factură imensă de la un prestator de servicii din ăsta, gaz, lumină, apă. Și am sunat, m-am dus și când i-am întrebat, și domne, dacă vreți să faceți o contestație, plătiți factura și după aia vedem noi cum e. Deci trebuie să ai încredere și în instituțiile astea pe care statul român le-a înstrăinat, în care mai are foarte puțin acțiune acolo, și instituții care acționează numai spre binele românilor, de exemplu, ei îți cer bani în avans pentru servicii. Da, deci asta funcționează ca pseudobănci. Asta vreau să vă spun. Noi, de fapt, credităm aceste companii. Deci, pentru că să avem încredere. Ei vin cu regularizări, dar eu am avut situații... Nu vin care... cu regularizări, vin cu... Da, nu pot să vă spun cuvântul foarte direct. Bun. Da, cu regularizări pe noi. Pe noi, adică pe noi ne. Pe noi ne. Da. Eu am avut și cu banii luați. Neconsumând luni de zile deloc, am plătit totuși în continuare acel fond de rulment pe care îl fac ei și au regularizat în sensul în care când am început să consum, au apărut niște cifre astronomice. Păi, bun, de ce nu îmi scădeți? E o chestie de procedură, scuze. O să o facem cândva. Bun, deci toate lucrurile astea. Și mi-aduc, uite, mai îmi vine un exemplu. De ce trebuie să mă duc eu? Bonurile de masă, care sunt foarte utile, da? Pentru că de masă, tichete de vacanță. Tichete de vacanță sunt tot, funcționează ca pseudobănci. Pseudobănci, se creează un sistem financiar paralel încurajat de statul român.
Oameni buni. Oameni buni. Nu mai vorbim de modul în care statul îți returnează banii când ai arierate. Deci... fericitul câștigător a unui proces cu ANAF-ul. Așa. Și bineînțeles, după 3 ani de zile, suma pe care mi-o datorează n-am primit-o nici astăzi. Dacă nu... eu aș fi... De ce nu compensați? Păi asta mi-au propus să compensez. Numai că atâta compensez până o să devin decompensat. Am înțeles. Deci, concluzie, vă rog pe dumneavoastră. Concluzia este că avem nevoie de încredere în sistem, în statul care ne conduce. Fără această încredere intrăm în haos, intrăm, așa cum spuneam, într-un scenariu urât, într-o posibilă anarhie, într-o societate distopică, lucruri care astăzi ni se par imposibile, dar ele sunt din ce în ce mai aproape. Nu vreau să fiu mama omida, dar eu consider că lucrurile se întâmplă după un scenariu bine scris și dovadă stă analiza noastră din urmă cu 4 sau 5 luni de zile. Aduceți-vă aminte că noi am făcut o analiză care, din păcate, s-a dovedit a fi reală pas cu pas. Trebuie să ne gândim, să prevenim mai mult, să învățăm din ceea ce se întâmplă și trebuie să fim realiști, să înțelegem că avem nevoie în această perioadă de implicare directă a fiecăruia, pentru că fiecare din noi este responsabil pentru eliminarea acestei pandemii, pentru prevenirea efectelor, inclusiv a celor economice. Uite, de exemplu, autoritățile, administrațiile publice locale acum pot reduceri de impozite pentru toate companiile Horeca care sunt, după cum știm, într-un mare necaz. Adică trebuie să găsim soluții în care să ne ajutăm reciproc. Iar despre solidaritate, atunci când românii vor învăța că măcar la langhe trebuie să fie solidari, vom avea ceva mai multe șanse. Vă mulțumesc pentru participarea la acest dialog. Și pentru marea nu știu dacă a fost o emisiune, dar a fost un dialog. Da, așa. În primul rând sunt fericit că nu am abordat subiecte politice. Deci și eu. Și eu pentru că mă uit, s-a spălat deci la noi. Sau la noi s-a spălat, s-a dezinfectat, deci nu avem probleme în momentul acesta. Dar eu aș vrea să închei simplu. Am spus întotdeauna că cei care se uită aici sunt mult mai inteligenți decât noi. Un domn ne spune așa, și cu asta închei, nici mai fac niciun comentariu pe cuvânt. Nimeni nu mai inspiră încredere, nici baba de la colț care vinde pătrunjel. Ne oprim aici. Cele bune!